Viețile a zeci de oameni au fost puse în pericol la Brăila, acolo unde un autobuz și-a pierdut o roată în timp ce se afla în mers. Dovadă că transportul în comun devine din ce în ce mai nesigur în România vine și de la Craiova, unde în această dimineață pasagerii unui tramvai au intrat în panică după ce mijlocul de transport i-a zgâlțit bine când a rămas fără captatorii electrici ajunși pe șine. Aceste imagini șocante au fost surprinse la Brăila. Între două stații, autobuzul companiei locale de transport în comun a rămas fără o roată, spre surprinderea zecilor de călători. Uite, domne, o mașină care i-a sărit roata. Omorea lup. Ce mașini avem la Brăila? Doar un miracol a făcut ca nimeni să nu fie rănit. Asta și pentru că șoferul a avut prezența de spirit și a frânat imediat. Câțiva martori au recuperat roata din mijlocul drumului pentru a evita un accident. Autobuzul este destul de nou, fiind în flota companiei de transport în comun brăilene de doar 2 ani. Mai mult, este încă în garanție. Probleme cu transportul în comun au fost în această dimineață și la Craiova. Un tramvai s-a dezmembrat în timp ce zeci de oameni mergeau spre serviciu. Incidentul a avut loc la marginea orașului. Călătorii au auzit un zgomot puternic, iar apoi tramvaiul s-a zgâlțit și s-a oprit. Abia când au coborât din tramvai, oamenii au înțeles ce se întâmplase. Pantograful, dispozitivul care face legătura între vagon și cablurile electrice, s-a desprins și a rămas agățat de fire. Din fericire, niciun călător nu a fost accidentat, dar circulația pe șine a fost blocată mai multe ore. Dacă la Brăila și Craiova călătorii i-au scăpat nebătămați, la Ploiești, în urmă cu aproape o lună, o elevă de liceu a ajuns la spital după ce a căzut dintr-un autobuz cu tot cu geam. Adolescenta s-a lovit atunci în cădere cu capul de asfalt și a intrat în comă. Operată pe creier timp de 6 ore, fata este acum în recuperare, dar mai are mult până să-și revină. Din cauza accidentului, ea va pierde bacalaureatul. 1 milion de euro a anunțat avocata tinerei că va cere despăgubiri de la societatea de transport care îi aparține autobuzul din care aceasta a căzut. Nici la București autobuzele STB nu i-au scutit pe călători de probleme și nu este vorba de cele vechi, ci de cele noi, turcești. Astfel, în decembrie anul trecut, o conductă de apă caldă s-a spart și a început să arunce apă fierbinte și plină de rugină în autobuzul plin de oameni. Autobuzul s-a umplut imediat de aburi și majoritatea călătorilor au coborât pentru a căuta o altă variantă de transport. Alții au făcut haz de necaz. Are saună, e cu spa. Primăria Bucureștiului a negat atunci incidentul, iar firma turcească de asamblare a autobuzelor a amenințat cu procese, pentru că, spuneau ei, le era stricată imaginea.